am avut o poveste la teatru Act sensațională Teatru Act, știi despre ce vorbesc? Mic, da, omul ca omul, o arena. omul o spectatorul la distanța asta. Și noi eram în scenă, jucam American Buffalo cu Gigi Frim și cu Vizante și văd în primul rând la distanța asta de mine un spectator care își duce telefonul la ureche, mă și că avea semnal acolo la teatru Act și zice, da. ne-am blocat, ne-am oprit din ce jucam, nu vrea să cred, adică distanța atâta, toată sala era blocată pe el, da. Dar simțeam da. și un fel de timiditate la el, un de fel de... Da, da, da. Și a durat, nu știu, 15-20 secunde. Da, și la final, bine, mulțumesc. A închis telefonul, s-a uitat la toată sala care au cu ochii pe el și a zis, mă scuzați, era șeful, n-am putut să nu-i răspund. <laughs> A luat aplauze, adică a fost atât de simpatic și de drăguț și de... Ne-am dat seama, era între... Nu știu, eu spuneam asta angajat, angajat n-avea ce să facă omul, n-a avut, a trebuit să răspundă. Deci mai sunt și situații de astea. Noi am plecat împreună la teatru act uh, al lui Marcel Iureș. Uh, îi mulțumesc încă o dată pe, și pe calea asta uh, Niște tineri de 22 de ani Am găsit un spațiu Pe vremea aia, spațiile independente Erau foarte puține Era actul și cu uh, grinul nu, nu, nu cred că mai erau altele la început Și uh, am bătut la ușă Niște tineri necunoscuți Eram eu, Gigi Frim, uh, Vizante uh, Șervan Pavlo, Andreea Vibiri uh, Mamă ce generație uh, uh, Irina Velcescu și nu vreau să sar pe ceva, Sârbu uh, și am zis, noi vrem să facem teatru, vrem să vrem să facem niște spectacole. Ne lăsați? Iureș s-a uitat așa lung la noi și a zis uh, ce propunere aveți? Aveam și niște texte, aveam și niște regizori care erau alături de mm -hmm. noi și care ardeau și ei pentru meseria asta, uh, Vlad Masaci, Cristi Juncu, care erau și Vau. ei la început și uh, uh, și am venit cu propunerea, am înțeles situația financiară, situația nu era deloc roză, pentru că el are 100 de locuri acolo, din 50 cel puțin trebuia să-și plătească utilități, angajați. Deci, într-un final, dacă scădeai taxe și tot ce înseamnă, rămâneam cu extrem, de puțin bani. Dar nu ne-a interesat deloc atunci, adică pe niciun dintre noi. Uh, am zis nici banii buni Ba din potrivă La final de lună mai, mai veneau și Nu știu 10 ze, lei, 20 de lei Și ne uite, am, suntem și plătiți pentru că facem Ce vrem să facem și ne place E senzațional Care e recordul de vânzare de bilete? A, a fost la invers dată. Noi punem la, la vânzare spectacole cam pe o lună sau o lună jumate Asta înseamnă Și până a doua zi nu mai ai nici patru, Nu a doua zi, 4 sau 6 spectacole uh, La vânzare într-o zi de, să zicem, de miercuri și la ora 12 să zicem, se pun la vânzare la, uh, uh, țimite și acum au sunat la 12.35 nu mai era niciun bilet din toate cele șase săli. Ma. Adică ceva... Uh, uh, Cât ai lucrat cel mai mult la o, un spectacol? Cât ați repetat? Uh, uh, am repetat un mult? spectacol uh, cu regretatul Ducu Darie uh, aproape trei ani de zile era triunful dragostei, se chema, se juca la grădina Icoanei și au durat foarte, foarte mult repetițiile, 3, 3 ani. Cert este că în paralel, eu știu că pentru că mi se părea că stau pe loc și că nu depindea de mine să ieșim mai repede cu, cu premiera, am scos 6 premiere. În paralel, în acești 3 ani de zile, eu veneam din când în când la repetiții și spuneam, iertare, seara în premieră. Și așa de șase ori. <laughs> da, a fost amuzant, adică... Dar până la urmă s-a jucat. Până la urmă s-a jucat, am ieșit cu spitalul Ce este cel mai uh, înnobilator, ce crește cel mai mult în sufletul unui actor? Aplauzele, uralele, uh, faptul că publicul e în picioare, ce reacție să ai atunci când se întâmplă ceva și e un moment de respiro și oamenii poate nu știu ce să facă. Știi ce te -ntreb? Da. Pe mine mă impresionează foarte tare atunci când la finalul spectacolului, la aplauze, regăsești în câteva perechi de ochi revelația. Când îl vezi pe om că nu doar că aplaudă de complezență sau de bucurie sau excitat de ce a văzut, ci că îl simți că a avut o revelație. Și că a avut. Un o transformare. Atunci cred că se întâmplă catarsisul. Atunci cred că acolo pe mine mă, mă, când văd asta mi se pare maxim din, din, din ce pot trăi. Oameni dragi prieteni, astăzi la Magic Life unul dintre cei mai talentați oameni din generația lui. Așa mi se întâmplă mie. Sunt contemporană cu ei și sunt tare fericită. Este înainte de toate actor și regizor, dar mai ales director de teatru și nu orice teatru, ci unul dintre cele mai importante din țară, teatru Bulandra este și mă bucur ca un copil să spun, un om care este uh, crescut în artă, în teatru, uh, tatălui este actor, probabil și copiii lui vor fi tot artiști, uh -huh. ce să zic. Vlad Zanfirescu, îți mulțumesc din suflet. Ești Mulțumesc mult de invitație, da. povestește un pic despre uh, ce nu știu despre tine, știi? Există un podcast internațional care se numește Things I Didn't Know About You. Ce nu știu despre tine? Când ai vrut să fii actor? Cum i-ai spus tatălui tău, marelui actor Florin Fiescu tata și eu tot actor eu o să fac? Cum a fost? Uh, S-a născut pe parcurs. Eram la Târgu Mureș, la mama mea. Uh, am intrat în tot felul de conjuncturi. Am am făcut, uh, am făcut uh, un, la un cerc de cum era pe vremea aia Casa Pionierilor, se făcea un cerc de păpuși, de marionete, de... Acolo era un tip care făcea pantomimă, mai mare ca mine, eu aveam, nu știu, clasa 3-a, 10, 9-10 ani, el probabil 15-16. Și m-a atras foarte, m-a fascinat ce făcea, era un... așa îl vedeam eu atunci și cred că așa și era, un băiat cu multă carismă, un băiat foarte talentat. Și am început să merg pe drumul ăla. Am început să fac pantomimă până printre a șaptea, a opta. Uh, am participat la ce înseamnă, ce însemna cântarea României pe vremea aia. A Ai fost ca pantomim? Da, cu numere de pantomimă pe care le făceam uh, în diferite orașe. Că uh, erau selecții și te duceai în etapa următoare și în etapa tot așa. Și pe urm, am avut norocul să vin în București, într-a și să ajung la Cătălin Naum, la Teatru Podu. Uh. Și, și acolo... Uh, Evident că am început și teatru cu vorbe, cum. <laughs> și am avut niște colegi extraordinari, am fost fascinat de naum și s-a născut natural uh, uh, să dau și la teatru. Dar înainte să ai 9-10 ani, ce voiai să fii? Probabil că, nu știu, cred că am trecut și prin etapa de Convier? aviator, Convitor? doctor, cred că am avut până uh, niște gânduri de astea. Ce reacție a avut tatăl tău când i-ai spus asta o să fac? Sau când i-ai spus că deja mă duc în... Nu, mă, nu, m-a încurajat. Nu era... Nu era... Mi-a zis că o să fie greu, că o să fie complicat, că să mă gândesc bine, dacă chiar asta vreau. Nu, n-a fost... Uh... Poate asta m-a și îndârjit, Adică dacă stau să mă gândesc acum, acum m-a și ambiționat să, să vreau să fac. Nu știu. C uh, cert este că ăsta a fost drumul. Și în meserie, dumneavoastră profesionale sau ne-am atins în profesie mai târziu, adică mult mai târziu. Am filmat ceva împreună când eu aveam deja vreo 30 sau în jur de. Și e greu să lucrezi formă, cu tatăl tău? Uh... A fost o. a existat o tensiune. Nu nu e chiar ușor. Mie nu mai a mai fost chiar ușor. Aveam divergențe, vedeam unele lucruri altfel, unele scene altfel, dar cred că e natural. Adică, cred că un prieten bun de al meu, acum actor mare, și care are un băiat care face și el teatru și actor, mi-a spus de curând, nu, nu, nu mai pot să lucrez cu filmul meu, nu, și nici el nu mai vrea să lucreze cu mine, deloc. Deci, cred că e ceva natural, ca într-o relație apropiată să, să, apară și fricțiuni, și tensiuni, și... Care să zic că e greu să fii fiul lui Florin Zanfirescu. Nu, nu știu că e greu sau ușor, cred că sunt și părți bune și părți dificile. Nu știu, pe de o parte, cred că e bine că te ține lumea minte mai repede, pe de altă parte e greu să dovedești că tu chiar meriți să fii tu acolo. ai avut vreodată exact. preocuparea asta să fii mai bun decât tatăl tău, să nu se spună despre tine că ești doar fiul marelui actor? Eu am avut o relație cu el mai dificilă, mai ales în perioada facultății și câțiva ani după. Acum ne-am îmblânzit amândoi, suntem mai, mai sper, mai înțelepți. Uh, și atunci nu, am avut un fel de un soi de. Pf, am, am fost un mic rebel, așa, care am zis eu mă descurc și mă rezolv pe cont propriu uh, drumul meu în meseria asta. Adică nu ai cerut niciodată părerea în, în timpul facultății? Ce zici da. de asta? Cum vezi uh, asta? Uh, nu i-am cerut-o, nu. El venea, că trebuia să mai vină la examene, la examene mele, de la clasa mea și era foarte reticent. Nu, nu ți minte vreodată să fi ieșit și să fi zis wow, ce, ce, rol ai făcut. Poate la Cassandra, când am jucat la Cassandra... Ai, uh, erai deja mare, de, a venit amare, și te-a mare, tare în 22 brațe. de ani. Uh, a fost uh, realmente încântat de un rol de-al meu. Pe de altă parte, știu eu că așa se întâmplă întotdeauna, când ai ocazia să intervievezi un actor, se vede cum îi joacă ochii când vorbește despre copiii lui, că amândoi e, sigur, uh, fac sigur. lucruri extraordinare și tu. Spunem, ce reacție a avut când și Ștefana a venit acasă și a spus și eu o să fiu tot actriță? Uh, <laughs> nu, 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 nu eram acolo când, când el a fost anunțat. Uh, Cred că cred că a reacționat la fel ca la mine. Nu -a fost, a fost foarte încântat că sigur e bine ce facem. Pe de altă parte, nu știu dacă e un pic dură întrebarea, te-am văzut spunându-i mamă doamnei Sitaru, doamnei profesor Sitaru, și aș vrea să-mi spui care e mama? Cine e mama? Uh, mama, e mama mea de la Târgu Mureș, care nu mai e. Uh, Când a plecat mama ta? Uh, acum șase ani. Da. Uh, în fine. Și, Dar eu am crescut de copil cu... De copil, dintre opt am crescut cu Vali, uh, Sitaru. Și având atunci 14 ani și înțelegându-mă cu ea extraordinar, s-a legat o apropiere de suflet și în continuare îi spun mama. Și ea în continuare e fericită. Se comportă ca, ca și mașina și ar fi ca mașin. Și mașin. Uh, Ai pe cineva foarte apropiat sufletului tău cu care povestești, cu care te sfătuiești când ai de luat o decizie? Da, da, există. Nu foarte mulți oameni. Uh, uh, Alexandru Popa e unul din ei. Cine e Alexandru Popa? Alexandru Popa e, e un uh, dramaturg. Unul dintre cei mai mari pe care i-are România. Așa îmi place Sunt să cred cel puțin că e... 5 sau 6 texte ale lui care se joacă mm. în momentul ăsta în diverse locuri. Da, am, am senzația că e în prima ligă. Adică că e în în, în Liga întâi. Pot Poți să vorbești la plural. Avem senzația <laughs> Mulțumesc. Adică, da. Um, l-am descoperit uh, acum vreo nici mai știu că 10 ani probabil, când am făcut eu Secretul fericirii filmul. Pe care îl puteți vedea pe Netflix. Da. Este, l-am văzut eu de două ori. Ca da. să înțeleg anumite lucruri, da. nu pentru că nu le-aș fi înțeles, ci pentru că este maestrul răsturnărilor de situații. Da, și asta. <sus> uh, și mi-a trimis un text. Eram uh, extrem de reticent pentru că mie mi se pare că se scrie greu bine. În lume și în general. Și i-am uh, -am zis, ești sigur că vrei să, să, să citești. Eu o să fiu cinstit cu tine și o să spun părerea mea. Nu înseamnă că părerea mea e corectă. Dar o să spun ce cred. Și sunt destul de uh, cărcotaș la, la texte. Și zeia mea este exact asta vreau. Exact asta vreau să-mi să spun părerea ta. Și am citit Secretul fericirii. Și am după ce l-ai Da, și am zis: povestea asta trebuie să ajungă la public neapărat. Mi s-a părut atât de, atât de umană, atât de sinceră, de dură, de realistă, de... încât am făcut tot posibilul ca, acest, ca, acest, ca această poveste să ajungă la, la public. Și uite, așa, unul dintre oamenii cu care te sfătuiești, există vreodată divergență între tine și Alexandru Popa? Vă certați vreodată? Nu, nu știu că ne certăm. Mie mi se pare că are o, o, are o perspectivă a vieții mult mai largă decât a mea. Adică, mi se pare că eu văd lucrurile câteodată mult prea subiectiv și dintr-un punct de vedere mai, mai îngust. Și mi se pare că el vede lucrurile cumva cu încă un pas în spate, cu încă că tu ești cu mult o prea perspectivă. implicat. Pff, nu știu, da. Uh, și... El e un pic mai obiectiv, în timp ce tu fiind uh, implicat, nu poți avea atâta doză de obiectivitate. Mă Posibil, nu-mi dau seama. Cred că vede mai larg, pur și simplu. Cred că s-a născut cu asta. Uh, noi suntem și diferiți ca, ca și temperament. Eu uh -huh. sunt mai extrovert, el este mult mai introvert. Uh, uh... Mie îmi place să mă joc, să mă, mă văd cu oameni, să... Uh, să uh, el, păi el, e în fișa postului, mă gândesc. Tu da, ești înainte da, de toate actori. Da, el încă... e mult mai reținut. sau Așa-l văd eu. Mai mai, mai, mai mai rezervat. E greu să fii actor în România astăzi? Depinde. Mie îmi place foarte tare. Uh, am noroc. Nu te-am să... întrebat dacă îți place. Da, te-am am... întrebat dacă e greu. Uh, poate fi. Poate fi. Și... Am cunoscut uh, uh, foarte mulți oameni extrem de talentați pe care i-am văzut uh, la Cassandra de exemplu, după ce am terminat eu după vreo 10 ani și uh, uh, i-am urmărit pe cei 2-3 care mi s-au părut absolut senzaționali să văd care, care cum, cum evoluează, cum, cum, cum va fi drumul lor mai departe. Și, din păcate... Uh, câțiva dintre ei am văzut că nu au avut noroc. Nu, nu s-a legat în meseria asta și nu, nu le-a mers. De și cred, ridicat, ridicat cred, la cred sincer că aveau toate calitățile, adică eu m-am pus în poziția lor, din Casandra, mea, de atunci, și noi nu eram la nivelul ăla. Adică oamenii chiar, chiar erau foarte buni, chiar erau. Ce-ți trebuie? Ai spus că n-au avut noroc. Ce-ți trebuie ca să ajungi să fii un actor de succes, să ajungi să joci ce vrei tu? Ei, să joci ce vrei tu. Bine, reformulez. Să joci ce-ți place mai mult. Cred că trebuie să te atragă foarte tare chestia asta. Cred că trebuie să, să, să fie și pas, Să fie pasiunea ta. Să te duci la repetiții, să ui, să te uite Dumnezeu acolo. Cel puțin nouă așa ni s-a întâmplat. Uh, și generației mele și colegilor mei cu care am lucrat și am făcut piese împreună. Noi am plecat împreună la Teatru Act uh, al lui Marcel Iureș. Uh, îi mulțumesc încă o dată pe, și pe calea asta. Uh, niște tineri de 22 de ani, am găsit un spațiu pe vremea aia, spațiile independente erau foarte puține. Era Actus și cu uh, grinul. dacă green, ținem, nu, nu, nu cred că mai erau altele la început. Și uh, am bătut la ușă niște tineri necunoscuți. Eram eu Gigi Frim uh, Vizante, uh, Șervan Pavlo, Andreea Bibiri, uh, mamă ce uh, generație Irina Velcescu și nu vreau să sar pe ceva, Sârbu uh, și am zis, noi vrem să facem teatru, vrem să vrem să facem niște spectacole. Ne lăsați? Iureș s-a uitat așa lung la noi și a zis uh, ce propunere aveți? Aveam și niște texte, aveam și niște regizori care erau alături de noi mm -hmm. și care ardeau și ei pentru meseria asta, uh, Vlad Masaci, Cristi Juncu, care erau și yeah. ei la început și uh, uh, și am venit cu propunerea, am înțeles situația financiară, situația nu era deloc roză, pentru că el are 100 de locuri acolo, din 50 cel puțin trebuia să-și plătească utilități, angajați. Deci, într-un final, dacă scădeai taxe și tot ce înseamnă, rămâneam cu extreme, de puțin bani. Dar nu ne-a interesat deloc atunci, adică pe niciun dintre noi. Uh, am zis nici banii buni Ba din potrivă La final de lună mai, mai veneau și Nu știu 10 ze, lei, 20 de lei Și ne uite, am, suntem și plătiți pentru că facem Ce vrem să facem și ne place Bă, E senzațional Da, Dar asta nu poate dura la nesfârșit Cât, cât a nu, fost nu, primul nu, tău salariu? Nu ne-am ne pus în cap foarte mic, foarte mic, primul meu salariu la Bulandra Știu că l-am luat M-am dus în piață Și l-am cheltuit pe tot într-o într, -o, într, -o, într sacoșă de cumpărături. Am luat ce-mi plăcea, nu mai știu, ce-mi visam că îmi doresc să-mi iau din piață. Mm -hmm. nu, nu, știu, nu mai știu acum. Practic, un actor debutant în România secolului aproape... Când... așa, era, așa era vremea de Aproape când... 21, era, era, după anul 2000. Era 97. Era final de secolul da. 20. Uh, Azi... erau foarte mici la actori. S-au mărit acum de curând, acum 5 ani sau 7, câte ori, cât Și fi. cu toate da. astea te-ai să rămâi actor. Da, da e ceva e... din meseria pe care o faci care să, să nu-ți placă neapărat s-a întâmplat să fiu distribuit, angajat fiind în niște proiecte în care eu nu credeam foarte tare spre norocul meu nu mi s-a întâmplat de multe ori, dar am jucat, am jucat în câteva proiecte așa cum e și normal până la urmă ești într-un context, accepti un salariu și atunci te supui și regulii instituției regulilor și a trebuit să joc și în proiecte în care eu nu credeam și nu mi se părea că e, e în regulă ce se întâmplă. Dar uh, le-am făcut, le-am făcut și le-am le -am și jucat unele dintre ele mulți ani. Am jucat într-un proiect 8 ani de zile care nu era deloc pe gustul meu, deloc, deloc. Simți că nu dai tot atunci când nu ți place ceva? Ești doar trei sferturi de actor. <laughs> E un fel de a bifa lucrurile. Cred că le-am bifat. Că, ok, nu vreau să deranjez, mă supun, fac ceea ce se cere, dar undeva în mine nu cred în, nu cred în, că, ăsta era drumul pe care trebuia să mergem. Da, cine știe, asta e o, sigur o părere subiectivă. Am, am păcatul ăsta să... De exemplu, când văd, sunt iritat când văd uh, artiști care, care discreditează un, un mare autor cum e Cehov, cum e ceva, să zicem, recunoscut universal și uh, îi, îi, îi schimbă sensurile, îi schimbă practic e o lipsă de respect față de autorul ăla și atunci în primul instinct este să-l judec și vin și, și am, am, am pornirea asta care nu mi se pare bă și până în regret cine sunt eu să stau să judec munca altuia și, dar în primă fază Lipsa asta de respect față de un mare autor mă face să îmi provoacă această pornire de a judeca. Și asta nu are legătură neapărat cu încasările, pentru că pare că tot ce are, care e diferit, și care are la bază un clasic sau un. dar care e diferit, care este inovator, aduce și uh, finanțare sau profit. Nu e, eu o tratez ca pe o lipsă de respect în sensul în care un personaj uh, o ia vădit într-o direcție și are treabă cu, cu celălalt personaj pe care îl iubește, și în acea montare uh, nu-l mai iubește pe Iuletuș adică -ul și, și el îl iubește pe spus, da, da Romeo e atras de Mercutio. Uh -huh. n, -a, n a fost scris așa, adică așa văd eu lucrurile, nu 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 ăsta a fost sensul pe care acel mare autor l-a vrut. Uh, 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 și atunci mă, e o revoltă în mine. Eu și din păcate am și ieșiri publice, adică uh, uh, vehemente. Uh, zic Uh, judec. Dar până îmi pare rău. Adică până zic, bă, nu trebuia. De, de ce să judec eu munca unui, unui uh, coleg creator și unui artist, până la urmă? Că nu asta e treaba mea și nu asta e uh, scopul meu pe. Uh, nu, vin atâtea pe întrebări. mai din asta îmi vin atâtea întrebări. Dar o să. poate revin la ele. Uh, Spunem te rog, când e cel mai greu unui actor? Când e textul complicat, ce e mai important? Poate face, Depinde de proiect. Reformulez. Poate face un actor bun un text banal, extra, un rol extraordinar dintr-un text banal? Sau textul îl face pe actor cred, excepțional? Cred că po se pot face roluri excepționale într-un text uh, uh, prost. Dar nu cred că se poate face un spectacol excepțional pe un text prost. Așa, să strălucească un actor într-un context mediocru, am mai văzut dar un, un text pro să devină un întreg excepțional, eu n-am văzut ori exista, nu știu, nu vreau iar să judec, dar dar, n-am -am văzut cred, cred în continuare că n -am, n -am, n -am povestea textul este cel mai important lucru într-un într 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 spectacol de teatru. Ți-a fost luată greu în meseria ta? Adică n-ai vrut să ori. joci da, de sau multe. ai suferit sau ce te ajută, ce te ridică când ești jos? Uh, sunt diferite contexte. Uh, uh, eram repetam un spectacol în care nu nu eram deloc mulțumit de ce, de ce fac, de cum sunt, de uh, 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 în ce direcție o iau. Am devenit spre sfârșitul repetițiilor extrem de nesigur pe mine. Scuze, pentru că nu-mi plăcea, era Mă simțeam uh, fals, greșit, uh, uh, nu mă racordam cu partenerii, nu, nu mai. A, a, și trebuia să scoatem premiera, adică trebuia să ieșim. și mi-a fost foarte greu, mi-a apropiat premiera și nu, nu. nu. simțeam că merg din, din rău mai rău, din rău mai rău. Uh, întâmplător, într-un final a existat, o, 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 s-a spart buba cumva înainte, sigur și cu emoțiile și cu presiunea premierei care vine și uh, a, a fost, am avut un declic așa uh, dar până la declicul ăla mi-a fost foarte greu am vrut să ies din spectacol, am vrut să zic iertați-mă, nu, nu mă simt deloc bine ne oprim, mă, mă schimb um, E foarte interesant, de fapt. Vor... știi că există un studiu care e un soi de barometru cultural care arată că generația de astăzi este mult mai atrasă de meseriile creative decât cele din generația mea, de exemplu, decât cei care au acum 45, 50, 55. Mai mult, aproape 7% dintre tineri ar vrea să lucreze într-o instituție de cultură. Se gândesc, e greu să fii creativ. Acum îl întreb pe regizorul Vlad Zanfirescu. E greu să inventezi, să fii, să fii... Din ce ți idei și creativitate? Eu nu e așa. Nu, nu, nu caut să inventez ceva. Mi se pare că atunci când citești o poveste bună, când citești un text bun, pentru mine lucrurile devin evidente. Adică așa trebuie spusă și ceva din mine, îmi spui, da, așa trebuie spusă povestea, clar, nu mai am dubii, uite cum e, o vezi, o simți când te atinge, când, când îți place, când uh, nu nasc ceva de, de dragul creativității, aici vreau să fac ceva sofisticat sau complicat, sau nu, mi se pare o evidență și sigur că dacă mie, dar sigur că dacă ar veni altcineva care să, să facă acela, același acela lucru, l-ar vedea în felul lui. Ce-ar ci fi cinstit și ci s-ar raporta corect la povestea pe care o zice Adică frumosul este în ochiul Și în celui care se uită Nu neapărat în ochiul Celui, celui care joacă Care pune în scenă Sau este de fapt un soi de liant între o, ce? o combinație com Tu vezi o povestea, da. ți se pare că interesant Ți se pare că ai, spui ceva cu ea Și o transmiți mai departe Și sigur că tu o spui în felul tău și sí, cel care o privește, o privește în cu felul ochiilui. lui. da, și cu da, sufletul lui. Și E o legătură acolo, dar n-am vrut niciodată să inventez ceva doar de dragul de a inventa. Am o poveste foarte frumoasă pe care o știe multă lume, dar o mai zic din când în când. Liviu Ciulei, când a făcut scrisoarea pierdută la Bulandra, la Izvor, la premieră, la avant premieră, a venit la el un coleg de al lui, arhitect, el făcuse și arhitectură. Și l-a luat în brațe și a spus după spectacol, Liviu, ai făcut un spectacol extraordinar, uh, uh, actorii sunt minunați, textul, ce să mai vorbesc, decori, totul e minunat. Am o singură problemă pe care, nu știu, ce o zic pentru că ești prieten bun cu mine. Liviu, dragă, tu nu te vezi. <laughs> Și Iar Ciulei s-a dus la vrut. cabină și le-a spus actorilor: Am primit cel mai frumos compliment din viața mea. Ce frumos! Fabulos. L-a interesat altceva. Să... Nu l-a interesat să se vadă. L-a interesat să se vadă povestea, să se vadă actorii, să se înțeleagă relațiile, să se uh, înțeleagă întregul. Dar pentru asta trebuie să fii Ciulei. Da, să te naști da. Ciulei. Da. Pe de altă parte, e greu să fii directorul teatrului în care a fost Ciulei. Evident, carie. evident. Eu nu mi-am mi dorit să fiu Cum director. Cum a fost când ai fost, numit? A fost o mai ții minte? Când am de devenit da. director. Ai zis, ai zis că e o glumă inițial? Ah, Ce reacție a avut? A fost o poveste complicată. Veneam după o perioadă dificilă a teatrului Bulandra. Nu vreau să intru la mănunte, că nu are rost și nici nu contează. Și a, a venit această propunere. Nu era ceva la care m-am gândit și pe care mi l-am dorit. Eu m -am do îmi doresc să fiu în continuare pe scenă și să, să joc, să regizez, îmi place relația cu publicul, îmi place relația directă. Administ munca de administrație, de administrativ, e altceva, e cu totul altă meserie și am înțeles după. Eu, înainte, habar n-aveam de despre ce e vorba. Am o asociație privată, dar nu are nicio legătură cu sistemul de administrație al unei instituții de stat. am acceptat pentru că am luat-o și ca o provocare, am luat-o și ca o. Hai să vedem, nu consider că, că mă potrivesc, că mă potriveam, dar mi s-a părut cel puțin pentru început, hai să vedem mai vedem ce, ce se întâmplă, ce iese. Și așa am început, cu pași mărunți, cât un pic, cât un pic. Ce uh, e cel mai greu când ești director de teatru? Sunt foarte multe lucruri administrative care n-au nicio legătură cu uh, uh, artisticul. Cum ar fi? Sunt o grămadă de uh, uh, achiziții, de uh, lucruri contabile, de uh, administrație efectivă a clădirii. De, și toate de... trebuie semnate de directorul evident, de teatru. Evident că toate ajung la director, sigur. Adică vrei să spui că ai învățat tu și un pic de arhitectură și un pic Ei, de nu, management? <laughs> mă rog, management sigur, management sigur, adică făcând și evident că în primele câteva, câteva luni Aveam senzația că nu o să le învăț niciodată, pentru că treceau atât de multe informații pe lângă mine, încât tot timpul mă simțeam în urmă și depășit, și că nu, că nu, nu, nu asimilez. Abia după vreo șase luni au început cumva să, 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 să se așeze, cred că, lucruri, și, lucruri pe care acum le știu și mi-e e ușor să, să jonglez cu ele. Pentru cei care nu știu, peste zi e la teatru, pentru că e director de teatru. După amiaza, spre seară își pune cam așa de actor sau de regizor sau pe amândouă în una, una da. în alta și se duce și joacă. Joci la Bulandra vreodată? am spectacole pe care le și jucam deja până să devin director și de când sunt director am intrat într-o singură producție nouă de trei ani. De ce? Mi s-a părut am, că e prea complicat și prea prea mult deodată să să intru mai tare în zona artistică și să rămân și cu administrativul deodată pe cap mi s-a părut prea dificil. Și atunci am preferat Fizic și intelectual sau pur și simplu Cu totul, cu totul. Avei tu preconcepția asta că dacă sunt director nu pot să fiu și uh, rolul principal în toate <gântu -i> E și asta undeva, adică mi se pare. Yes, de sir. exemplu, eu nu montez la Bulandra. Am hotărât că am unde să montez și sunt invitat, dar uh, mi s-a părut că n-ar fi, fi, fi la locul lui. Adică. Uh, dar tu știi că nu toți gândesc la tine. Fiecare are dreptul. Adică ești un unic. Da, fiecare are dreptul lui. Am hotărât că nu. Cel puțin deocamdată, sigur nu. Um, aș vrea să-mi povestești un pic despre. Um faptul că eu cred și e părerea mea n-aveți decât să fiți de altă părere dar eu cred că ești membru într-o generație foarte talentată actorii care acum sunt între 30 și un pic și 50 și un pic sunt fabuloși și pe unii dintre ei 8 dintre ei i-am urmărit pentru că asta sunt jurnalistă și uneori stocăriță adică sunt în urma voastră vreau să văd în ce jucați ador uh, teatrul, sunt o mare consumatoare. Da, știu și mulțumesc. Nu ai de ce, că îmi place, e pur și simplu, sunt dependentă, nu pot, două săptămâni, n-am văzut nimic, nu se poate, e ceva în regulă cu mine. Revin și spun, e o generație foarte talentată sau pur și simplu voi vă ridicați unii pe ceilalți? Cum se explică uh, faptul că uh, de la Manole, Oprișor, Marinescu, Medea, tu, toți sunteți Acolo tot timpul. V-am văzut inclusiv pe TikTok, inclusiv pe Facebook, făcând tot felul de, de lucruri care nu au legătură neapărat cu teatru, dar care sunt totuși despre voi și zona artistică. Provocări de toate felurile. Cum, cum comentezi povestea asta? Cred că cei pe care i-ai enumerat sunt persoane care au fost și sunt extrem de uh, pătimașe în meseria lor, le place extrem de tare și uh, sunt absolut dedicați pentru asta. Și cred că asta ne-a și unit sau uh, și uh, ne-a făcut să parcurgem împreună etapă după etapă. Pentru că ne-am dorit foarte tare, de a, în, în adevăratul sens al cuvântului, când nu s-a putut, când n-am avut un context în care să, să lucrăm și să facem. Am găsit noi contextele și am creat noi contextele ca să reușim să facem ceva ce ne place. Deci cred că asta până la urmă a dus mai departe, sigur, în spate având fiecare din ei uh, talent și... Uh, uh, mi se pare mie să o generație mai talentată decât altele. Nu pot să zic asta. Eu cred că generații care vin după noi, așa mi se pare, uh, cum spunea și mai devreme, văd oameni care sunt foarte, foarte buni, cum eu nu cred că eram la vârsta lor. Cel puțin în ceea ce mă privește. Adică, chiar văd asta. Mai departe, cred că vorbeam și cu Marius de curând, uite cum era băiatul acela, și vorbeam de cineva. De ce, ce Ce a lipsit? De ce Ce a lipsit lui? Că avea toate datele. Și până la urmă, ne-am dat seama că poate nu avea dorința la fel de mare ca datele pe care le avea. Adică, degeaba ai niște uh, lucruri clare, niște atori. Harul degeaba l-ai primit dacă nu-l trimiți mai, dacă nu-l dai mai departe, dacă nu-l materializezi, asta vrei să spui? Dar... Că un actor trebuie să trăiască și să ardă pentru asta? Cred că da, cred că da. Poate fi cred... actorul un meseriaș și atât? Poate fi așa, cred că se întâlnesc cazuri și, și în teatru care adică sunt... Adică te duci dar, la teatru dar, ca la <coughs> serviciu? în <-ți> <coughs> În general nu, dar bănuiesc că în fiecare teatru mai sunt și, și cazuri în care se întâmplă asta rare, că de -o, a, eu, eu, e o meserie vocațională și atunci a, în general actorii sunt a, își do abia așteaptă să ajungă la repetiții și să a, a plece cât mai târziu de acolo ca să, ca să le iasă cât mai bine. Făcuse un plan de întrebări, dar s-a dus. La revedere! Vin întrebările în funcție de ce îmi răspunzi. Cât ai lucrat cel mai mult la o, o, un spectacol? Cât ați repetat? Uh, cel mai mult? Am repetat un spectacol uh, cu regretatul Ducu Darie uh, aproape trei ani de zile. Uh, era triumful dragostei, se chema, uh, se juca la grădina Icoanei și au durat foarte, foarte mult repetițiile, 3 trei ani. De ce? Diferite, diferite. Uh, n-aș vrea să intru acum la mănunte și să zic exact de ce, dar așa a fost să fie, nu vreau să judec. O, repetiții lungi, cert este că în paralel, eu știu că pentru că mi se părea că stau pe loc și că nu depindea de mine să ieșim mai repede cu, cu premiera, am scos șase premiere. În, paralel, în acești trei ani de zile, eu veneam din când în când la repetiții și spuneam, iertare, mă, seara în premieră. Și așa de șase ori. <laughs> da, a fost amuzant, adică... Dar până la urmă s-a jucat. Până la urmă s-a jucat, am ieșit cu spetaul. Da. Cine este cel ca... pe care îl consider mentorul tău? De departe, Ion Cojar. Profesorul tău. Na, de departe, adică... De ce? Ce avea domnul Cojar? Um, Mi-a deschis ochii, ok. adică efectiv am să. că... N-au ceilalți? Că... că... Nu i-am cunoscut pe toți, din, din ce am cunoscut eu, uh, uh, știa te făcea să înțelegi, uh, să înțelegi altfel. Lucrurile. Uh, uh, îți desfăcea o situație la teatru, o situație de scenă, uh, te, te făcea să, să vezi mult mai adânc și mai profund decât ai fi tu capabil să o vezi cu mintea ta cu la vârsta aia, uh, avea o răbdare uriașă. Uh, desfăceam o scenă, știu că și ne, ne exemplifica. Eram, nu eram foarte copți la minte. explică în ce înseamnă desfăceam o scenă. Că e chirurgical așa de, de parcă. De exemplu, era, era o situație în care nu mai simteam mai exact că au trecut alți ani. Era o situație în care uh, uh, personajul lui murise un copil. Uh, și fiecare se raporta la acea situație că jucam toți bucata aia uh, de scenă și ne raportam la cum înțelegeam noi că ar trebui să se raporteze cineva la așa ceva. Uh, și el zicea stop și a, a avut răbdare, țin minte și acum o zi întreagă, 8 ore noi nu prea duceam cât ducea el, nu aveam capacitatea de concentrare, eram niște tineri imberbi și cu puțină răbdare, din păcate, dar el avea răbdare și țin minte că 8 opt, opt ore ne dădea exemplu după, exemplu după exemplu, după exemplu, după exemplu, să ne deschidă capul să putem să, să, putem, să înțelegem în adevăratul sens al cuvântului drama pe care urmea, urma să o jucăm. Și sigur că din miile astea de exemple, el știa că cu fiecare din noi va rezona la un moment dat cineva cu una din situații. Și se va, va avea un declic. Uh, și el căuta acest declic. Căuta să ajungă la tine cu o răbdare infinită ca tu să, să înțelegi situația și să o poți juca cât mai adevărat posibil. Vrei să spui că regizorul de astăzi nu mai are suficientă răbdare? În, în teatru E altfel puțin El ne-a și zis Nimeni nu o să mai are răbdarea asta în teatru Pentru că timpul e limitat Tu te duci, te duci trei luni de zile și piesa iese Nu o să stea nimeni cu voi așa Acum e momentul în care noi trebuie să facem asta Și să desfacem, asta înseamnă școală Și să greșim și să putem Să ne permitem să greșim și să uh... Există în teatru greșeli Iremediabile? <laughs> Nu știu dacă sunt iremedi pe, pe moment sunt uh, roluri proaste. Uh, nu ți-a ieșit un rol. Nu dau dacă dacă se repetă și dacă uh, lucrul ăsta devine uh, cum să Obișnuită. zic eu? Da, lucrurile uh, nu nu merg în, în direcția bună, dar așa sigur sunt comis că există actori mari care, care au fost în contexte unde un rol nu le-a ieșit. Am și exemple, dar nu e cazul să le... Actorul Iriaș, pe care eu o iubesc enorm, s-a nimerit să intre într-un context, într-o într -o piesă, într-un rol, într-o... Unde lucrurile nu au fost... Și ei au fost extrem de nemulțumiți. Se mai întâmplă. Nu, nu toate. Nu, nu cred că uh, există vreun actor care zică cu mâna pe inimă, bă, mie mi-au ieșit toate rolurile. Sau au existat, dar... Mă rog. <laughs> Pe de altă parte, un mare actor spunea că meseria asta e atât de complicată, nu doar pentru că trebuie să scoți din tine niște lucruri, ci trebuie să-l convingi pe cel din fața ta. Ce vrea publicul? A evoluat publicul? A crescut publicul? Trebuie să vă spun că n-am fost niciodată într-o sală, n-am ajuns și mulțumesc Dumnezeu pentru asta, n-am fost niciodată într-o sală goală în toate sălile de spectacol de teatru în care am fost, erau cel puțin 80% pline, dacă nu cumva ocupate și pe trepte. Am văzut uh, uh, share and subscribe, de bătaie, și pe trepte era plin la premiera da. Național. Uh, Ce vrea publicul? Eu am, eu am un mare respect pentru public. așa am fost învățat de către, de către domnul profesor Ion Cojar, mi-a zis așa publicul întotdeauna e mai deștept ca tine. Uh, să nu subestimezi niciodată publicul. Publicul când se adună și se creează acea masă uh, uh, se creează un fel de univers comun uh, o ființă cu mai multe capete uh, care devine o ființă într-un fel și tu trebuie să știi să-i să, să 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 ții țin mână uh, publicul poate fi foarte puternic și rău și să taxeze dacă ceva nu e bine pe scenă, tu trebuie să fii ca un fel de uh, uh, nu dirijor, uh, conducător de haită, să știi să-i să uh, să ții bine în frâu și atunci, dacă ei, sunt, dacă ei simt că uh, cel cu biciu e corect și știe ce face, uh, devin și foarte prietenoși și ascultători, pentru că înseamnă că o să meargă pe un drum bun cu conducătorul. Adică, ala. actorul e un îmblânzitor? Pf, un fel de îmblânzitor, un fel de îmblânzitor. E, e o relație uh, complicată acolo. Dar te și iubește foarte tare dacă, dacă vede că cel care e, e, e la cârmă e, e cinstit, corect și știe ce face. Și duce pe un drum bun și e sigur pe el și știe unde îi ghidează, unde îi conduce. De, de, te adoră. Asta e publicul de teatru, pentru că publicul în general pare că e atras de lucrurile simple, chiar facile, superficiale. Dacă te uiți la ce se uită, ce se uită oamenii la televiziune, dacă te uiți la topurile de încasări, vei vedea că nu lucrurile elaborate în care actorul face efort și depune multă energie. Nu astea <coughs> sunt cele, ci cele simple, superficiale. Extragă... Crezi că publicul de teatru e altfel? E mai... Da, e, știe e. mai multe? Cred că e puțin mai nișat. Adică publicul de teatru, <coughs> nu știu, s-a făcut și un studiu în București, mi se pare că sunt undeva la 400 de mii, Aceiași care se rotesc și uh, migrează de la o sală la alta, de la un teatru la alta. E bucurător, dar oare n ar trebui să fie mai mult? Evident ne-am dorit, ne-am dorit, dar uh, e complicat, e greu de adus uh, omul în sală de, dacă nu-și dorește. Uh, și s-au întâmplat, din păcate, și cazuri uh, mai puțin fericite când uh, au intrat într-o sală de teatru la un spectacol prost. Și atunci l-ai pierdut definitiv, pentru că dacă el vine ce prima oară. Definește spectacol prost. Uh... Definește spectacol prost. După ce, barometru, care e măsurătoarea unui spectacol care îl face să fie bun sau prost? Uh, uh, sunt multe criterii. Nu pot eu să spun care. Sigur că vorbim mai departe de gust, dar care nu îndeplinește măcar planurile primare. Adică, uh, uh, cum ne spunea la școală Cojar, uh, un spectacol trebuie să aibă mai multe planuri. În primul rând, la bază trebuie să fie povestea. Primul plan. Povestea să să o înțeleagă până și bunica ta Vlade de la Târgu Mureș dacă ea nu înțelege povestea, un băiat iubea o fată și așa uh, uh, ai pe ea ai pierdut-o până vin vin uh, dif peste nivelul ăsta sunt, uh, creștem de la etapă la etapă cu diferite cerințe și uh, ajungi să uh, uh, vorbești mm -hmm. și pentru să vorbești și pentru uh, uh, Liceanu și Patapievici, mm -hmm. adică să pe mai multe paliere. Ori uh, un spectacol, dacă întrunește toate aceste paliere, uh, poate fi un spectacol foarte bun. Dar dacă n-ai măcar baza, povestea principală, dacă nu se înțelege, atunci e foarte greu să construiești pe așa ceva. Sau, mă rog, unii s-au eu nu. Uh, cum arată o zi din viața domnului director de uh. teatru, regizor și actor? Și sunt două zile la fel? Nu, nu sunt la fel. În principiu dimineața mă duc la, la birou. Adică la Teatru Bulandra? Adică la Teatru Bulandra. A fost vreodată vreo situație din care ți -ai, ai ieșit greu ca administrator? Ce-ți dă celor Da, am, arăbăt, avut, am avut, ca... Am avut momente dificile. Ne-am am, ne -am trezit într-o situație în care era foarte greu de gestionat financiar uh, proiectul pe care îl făceam și uh, greu, greu am găsit soluția uh, care să ducă proiectul până la capăt a fost o, un moment delicat da? Bun, te duci la, la teatru Mă duc la teatru uh, după aceea uh, în principiu, aproape în fiecare seară joc până ajung la teatru mai uh, trebuie să mă duc să mă lânc <laughs> Uh, și după, după, mergem, după merg la spectacol. Care sunt supapele unui actor care se încarcă și se descarcă în fața publicului? Ce faci ca să-ți fie bine cu tine? Uh, depinde. Îmi place de exemplu, uh, seara după spectacol, inevitabil uh, ne întâlnim cu uh, niște oameni cu care nu ne-am mai văzut de mult și uh, mie personal face bine să ieșim o jumătate de oră, o oră și să, să, să încerc să mă deconectez de la tot și să discutăm să... Adică râdem, nu yoga, să... nu alergi, nu te duci la Nu mai, sară, -am mai apucat. Nu... De, de când sunt în această poziție de director interimar, n-am mai apucat să merg la sală, din păcate, ceea ce nu-s nu, nu, nu deloc fericit și vreau să reiau cât de curând, dar încă n-am reușit. Film mai faci? Deocamdată nu, am avut o, o zi de filmare la Seregulea, la moromeții 3, uh, am un proiect pe care, uh, pe care vreau să-l fac foarte tare, dar încă nu s-a deschis cerul pentru el, uh, sper să se întâmple, dar uh, deocamdată. E nu. proiectul tău? E proiectul meu, da. Povestește-ne un pic, sau? Nu știu, hai să, hai să... poate mie se. <laughs> păi și hai să te ajutăm, ce trebuie, finanțare? În primul rând, finanțarea. Oameni buni, dacă aveți companii, dacă puteți să faceți, să finanțați Foarte un proiect... Foarte complicat, mulțumesc, ești drăguță, dar... De ce nu? Un film e scump. Un film, ce înseamnă scump? E scump. E scump. Un film, adică un buget -minim. un buget pentru un film... Minim, fără publicitatea aferentă de după, poate că acest film ar putea fi făcut cu 700.000 de euro, 600.000 de euro. Probabil. Cu mult ajutor, și aici. Adică, oamenii n-ar fi plătiți la adevărata lor. la adevăratul cum lor. Cum se ajunge box, la un film? film? Cum se ajunge? Ce faci? Depui la CNC sau cum se ajunge cum la CNC? La e mai complicat pentru că e creat un sistem în care, dacă nu ai un punctaj, adunat, ca regizor, de exemplu, nu întrunești punctele uh -huh. să iei finanțarea. Și și la CNC e complicat pentru că CNC-ul finanțează 40% sau 60%, nu mai știu exact și care Și restul e procentul, trebuie să găsești tu. Și restul trebuie să găsești tu cofinanțare. Nu e ușor, e un sistem complicat, greoi... Nu cred că e numai la noi, așa cred că în toate țările, sistemele. Bun, și cum fac totuși oamenii ăștia că, dacă te uiți există La americani e simplu, americani e simplu nu, pentru că ei, ei se bazează Vânzând în toată lumea. Altele sunt casările. Filmul, filmul românesc, din păcate, datorită limbii sau din cauza limbii, iau cum vrei, nu ajunge să fie vândut, decât foarte rar să vinzi pe trei continente, pe, să obții banii respectivi, să-ți să, să, să și scoți. Și cu toate astea se fac filme românești? Se fac, e foarte bine că statul încurajează, că se iau premii, se, e foarte frumos că se întâmplă asta. Spune-mi un, un film care ți-a plăcut în ultima vreme. La ce te-ai uitat? Românesc? Și românesc și a... internațional. Românesc, de curând... Uh... Să nu spui oameni de treabă. Nu țin minte unul care mi-a plăcut foarte tare, dar sunt, eu mie îmi place foarte mult Nae Caranfil. Mi se pare că e unul din regizorii care a fost consecvent cu el și a spus niște povești pe care pe mine m-au atins. Da, tu ai jucat vreodată la noi? Am naie? jucat la noi. Am jucat când aveam 17 ani, am jucat în nepericulos o Serios? Un, am Filmul ăsta pe care l-a post-procesat da, și l-a da, lansat. Am un cadru, sunt un, un cadru, un cadru două. Sunt unul din militarii din, din militarii care sunt pe lângă rolul principal, jucat mm -hmm. de Marius Istenescu, mm -hmm. uh, în autobuzul sau în trenul în care sunt mai acolo. Uh, Povestește-mi un pic despre lucrurile pe care le-ai face să meargă dacă ai putea. Adică, ce-ai face dacă ai fi ministrul culturii pentru o zi? De dimineață până seara, Vlad Zamfirescu ar putea să facă magie în primul zona lucru, asta. Primul culturilor. lucru pe care l-aș face, aș uh, uh, avea o discuție cu toate molurile uh, din România ca să stabilim împreună un procent de filme românești. Așa cum se întâmplă în, în, Franța, unde lucrez foarte clare și procentul acolo la ei e destul de mare, din câte știu eu, 40%, uh, nu mă ajunge până acolo, Franța e mult mai mare, dar aș, aș, uh, aș face în așa fel încât să existe acest procent de filme românești obligatorii în mol. Uh, în sălie de, de, cinema, nu neapărat în mol, în toate sălile de cinema. Cred că ar fi o, o, un, un ajutor teribil adus cinematografiei românești. Uh, nu știu de ce nu s-a făcut asta, de ce nu s-a dorit asta, sau s-a dorit și nu s-a putut, nu-mi dau seama, dar nu cred că ar fi ceva foarte bun. Bun, deci dacă ai fi ministrul culturii, ai, fa ai stabili un procent de film, de producție românească, da. pe care să fie obligatoriu uh, să fie proiectată în centrele da. comerciale, în spațiile astea în de tip. Saliile de cinema, tot ce înseamnă sala de cinema, privată și de stat. Mai departe, decizia numărul 2 pe care ar lua ministrul... Nu, nu m-am gândit, nu m-am pus în poziția de ministru niciodată până acum. Și nici nu doresc. care e condiția dar... actorului român? Ce întrebare. Depinde de... de la actor la actor. Sunt actori care, Doamne ajută, o duc foarte bine și uh, uh, sunt confortabili și se simt confortabil în, uh, în meseria lor, și actori care, uh, care nu o duc așa de bine. Ca peste tot bănuiesc, nu e și la medici, dacă stai este Sunt medici extraordinari care uh, au o situație financiară bună și medici care nu. Să ne întoarcem un pic la Bulandra. Cum l-ai convins pe maestru Rebenjuc să joace tatăl? Și cât de repede? Care e recordul de vânzare de bilete de unei a, a fost la tatăl? invers. Eram la repetiții, la, tot la Cristi Juncu, același regizor care a făcut și tatăl. La Bulandra repetam cină cu prieteni. Și eram sus la pictură. Și a venit. Ne-am trezit ne cu, cu domnul Rebenjuc la ușă. Noi ne știm de mult cu el, el ne-a angajat, pe, pe mare parte din noi ne-a angajat în Teatrul Bulanda, și pe mine și pe Șerban Pavlu cu care repetam și pe Andreea Bibirii cu care repetam, Ioana Macari era, cred că, angajat mai, mai dinainte și evident că am oprit repetiția, ne-am bucurat să-l vedem, urcase două etaje să vină la sala de repetiții. Ne-am oprit și am început să povestim, să uh -huh. ne-am așezat la masă și mi-a zis alt, vreau să vorbesc ceva cu tine. Da, vă rog. Și mi-a spus, am un gând, am un proiect uh, și vreau să vedem dacă putem să-l facem. Tot domnul Cristi Juncu este regizorul proiectului. Uh -huh. Noi trebuia să facem alt proiect la Bulandra, ne chinuisem foarte mult să gândim uh, uh, spectacolul care urma să fie și finanțarea extrem de mică. Uh, și atunci am instantaneu am zis da, absolut, am vorbit cu regizorul care trebuia să facă celălalt proiect și l-am rugat să-l amâne și să discutăm la anul sau primăvară sau când putem și am zis da, instantaneu, nu, nu aveam banii, nu știam că pot să-l fac, uh, dar n-am ezitat o secundă, mi-am dat seama că poate fi ceva extraordinar și că acel spectacol trebuie să fie la ambulantă. Adevărat, dar revin, am fost zile trecută la Bulandra da. și nu mai era niciun loc la niciun fel de uh, spectacol. la, la, uh, la recordul, recordul, de vânzări. Cred, că absolut, nu știu, în țară. Noi punem la, la, vânzare spectacole cam pe o lună sau o lună jumate. Asta și până a doua zi nu mai e nici patru, măcar Nu a doua zi, patru sau șase spectacole uh, la vânzare. Și până Într seara? Într-o zi de, să zicem, de miercuri. Și la ora 12, să zicem, se pun la vânzare, la țimite și acum au sunat la 12.35 Nu mai era niciun bilet Din toate cele șase săli mă. Adică ceva uh, facem, facem. Se întâmplă și la alt spectacol Sau doar la tata? Se întâmplă la toate Iartă Aproape mint. Aproape la toate spectacolele uh, În afară de perioada asta de vară să, să fie sold out Dar sold out nu, nu se întâmplă atât de rapid Deci se ajunge la sold out După un număr de zile uh, și se joacă cu sala închisă, dar să fie așa ceva, un asemenea eveniment în 30 de minute, 35 de minute să se vândă 6, 6 țări. și din păcate sunt și nemulțumiri, oameni care spun: noi, "Am intrat după o oră, n-am mai găsit un loc, ce asta? Vă bate joc de noi. Nu ați pus biletele la vânzare, le-ați ascuns." Nu, ele sunt realiste, acolo puse la vânzare și se epuizează atât de repede. Eu țin minte că am văzut la undeva la al doilea sau al treilea spectacol cu tatăl, uh, uh, mă dusesem până în foaier să văd dacă, nu mai știu ce căutam și am văzut, tocmai intraseră toată, toți uh -huh. tot, tot spectatorii intraseră și erau cel puțin 10, 10 persoane la, la geamul de sticlă care stăteau la un bilet în plus, adică, cum era, am auzit că așa era pe vremuri, stăteau și se uiteau dacă cumva uh, uh, s-au ocupat toate locurile, poate mai găsesc și o două să intru. să Senzațional, senzațional. Se întâmplă și la altă piesă decât sau numai la asta, în ultima vreme? Așa trebuie. nu, așa nu, așa este... E fenomenul rebenjoc, da, cred. este unicat, este unicat. Mai joacă și în altceva, maestru? Da, mai joacă într-o piesă la Teatrul Național. Unde de asemenea? În regele Moare, unțeleg, de, unde de înțeleg, de asemenea, la fel că e, e la fel, de, așa la fel de... Poate că asta e explicația, poate că... Uh, dar mă tem că, seniorul la vârsta, nu cred că. Își dorește e... să joace. Evident că. noi ne. Aveți glume? Avem și glume, evident, dar uh, noi ne bucurăm că își dorește. Nu, nu, nu forțăm nota, uh, jucăm în funcție de dânsul, de cât de des poate, cât de. Uh, dar el își dorește și are are, are, are o forță incredibilă. Pe și de altă parte, dă... că jucăm, juc, jucăm. 4 pe lună, deci joacă minim unul pe săptămână. Știu, dar pe de altă parte, tatăl tău era o uh, știre, nu știu dacă e fake news, tatăl tău s-a retras de tot. Da. Uh, de ce? Mai... Nu mai rezonează? Pur și simplu nu-mi dau seama care au fost pârghile interioare. S-a întâmplat chiar cu mine la repetiții. Eu făceam, repetam ceva, uh, îl convinsesem pe Ducu Darie să joace și el. Uh, era un proiect nu o să-i zic acum numele, nici nu contează și efectiv a, a, la una din repetiții repede, cred că a 5 sau a șasea oară după ce am început a lăsat textul pe masă a avut un monolog de o jumătate de oră în care ne-a spus că nu mai e momentul să se retragă și ce poți să zici la asta Respecti dorința omului. E, și dorința nu uit... actorului dar a tatălui? Te, nu te-ai dus acasă să-i spui: Hai, mă, tată, cum să te. Nu mai a fost atât de clar și categoric încât părea, părea absurd să te rogi de el. N-a lăsat loc de, de discuții. A zis clar, hotărât, este. Ultim... Nu, nu mă mai sui pe scenă. E mai greu de acceptat un nu sau un da în teatru? În ce sens? Depinde de context. Asta întreb. Mai devreme spuneam, eram curioasă dacă un text e mai important decât actorul, decât talentul lui și mi-ai spus că e greu să faci carieră cu un text simplu, îți trebuie text dacă vrei să fii. Eu așa lui. cred, sau mă rog, eu m-am ghidat după asta, nu, nu zic așa, nu mă ăsta e drumul. Eu m-am ghidat după asta. Am, 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 Au fost texte care nu, pe care nu le-ai vrut sub nicio formă și din care ai ieșit ușurel așa? Da, da au existat momente, dar și unele în care am spus de la început, nu mă regăsesc, nu, nu, în etapa asta a vieții mele nu, am, nu mă văd. Când în... ai spus primul nu? Pe la ce vârsta să fie avut? Uite că nu mai știu. Uh... Nu mai știu, nu mai știu. Poate undeva pe la... Nu chiar de vreme, știu că în primii ani am fost la, la Teatru Ac, unde am făcut texte în care credeam foarte tare. Uh, după aceea, probabil că după vreo îi pun 5 ani, două, undeva după 28. Au început să vină propuneri mă, și, și unele din ele mi s-au părut neinteresante. Ce n-ai jucat niciodată? E ceva ce n-ai jucat niciodată? Nu... Ai plecat fără niciun... <laughs> N-am, nu urăsc niciun, niciun personaj. Nu, nu am ceva care să... Uh, în general, fug de fug de... Uh, uh, să joc idei, să joc uh, fantoșe, să, să joc uh, personaje care nu sunt adevărate, care, care sunt doar um, o formă și n-au un conținut uman adevărat, general, valabil, pe care eu să-l găsesc înăuntru și să vreau să-l să, să, să fac să fie viu. Uh, și există, și, din păcate, și scrituri care sunt, pe gustul meu... Uh, mm, neverosimile și atunci am uh, fug de forme, de forme goale. Mm, fug. Acum o să mă întorc un pic la regizorul Vlad Zanfirescu. Cum faci când ai găsit un text? Alexandru Popa sau Mini Brănescu, că tot a fost în scaunul ăsta. Doi fabuloși. Amândoi scriu bine și amândoi știm asta. Absolut. Avem un text. Cum faci când tu regizezi? Ce? Care este cererea. Cum faci? Aduci cine crezi tu că se potrivește actorul și apoi îi ceri. Cum? Care este relația Primul lucru pe care o stabilești? După ce citesc și evident că aleg să montez acel, acel text și îmi place foarte tare, cumva de la sine se pupă cineva pe care îl știu, un actor, o actriță pe care o știu și îmi dau seama că ea trebuie să facă rolul ăsta sau el e foarte potrivit. Ai fost o refuzat? de un actor sau de, de un... Da da? da, 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 da. am avut un text, chiar cină cu prieteni, care, pe care am vrut să-l fac eu mai de mult și eu textul de foarte mult timp. Textul ăsta a avut o poveste complicată, în fine, nu zic acum. Și m-am gândit la cineva care e foarte potrivit. Asta e textul ăla care are un Pulitzer? Marghiulis Pulitzer, 2000, da. 2000, da. iată da. uh -huh. Și... A, am, am sunat un actor care îmi place foarte tare și mi-a spus că nu poate, că nu are timp, că în fine. Am fost refuzat, evident. Bun. Uh, să ne întoarcem. Cred că el a pierdut, dar asta este. Da. Cine cu prietenii se joacă? Și joci cu. Care sunt prietenii tăi în teatru? În lumea voastră. Uh, uh, în general, prietenii mei sunt. Uh, uh, pe lângă cei intim cu care mă știu de o viață și care nu au legătură cu meseria asta, în general sunt cei aproape de mine și din meserie. Adică mă văd cu enorm multă plăcere cu Marius, cu Pepe, cu Gigi, cu Andy. Mergem în turne săptămânal. Deci e o legată, o, o prietenie înțelile naturală. Alea, na na pe care le vedem noi pe Facebook, la cinele alea cu prietenii. Ce se întâmplă? Vin râde și idei. mult, râde mult, râde mult. Vin și idei, se nasc și lucruri creative sau pur și simplu eliberați presiunea cât, de la cât spectacol. Odată, cât odată apar și apar și idei noi, chiar chiar idei de spectacol pe care le le rumegăm, le gândim, să vedem dacă ar putea fi. Dar, în general, e o mare bucurie că, că reușim și ne găsim timpul să stăm împreună. Eu mă simt extraordinar cu ei Adică, se, se, e o euforie a revederii și o, o, o mare bucurie că ne vedem. Pentru că, altfel, suntem fiecare împărțiți cu familie, cu copii, cu uh, spectacole în altă parte, în altă țară, în alt oraș și <coughs> ne adunăm greu. Dar, uite că, viața ne aduce în zile de luni și marți. Uh, de ce să... luni și marți? Ce e lunea și marți? Luna și marți, în general, e liber de la teatru. De la teatrele de stat. De la teatrele unde suntem angajați. Aha, și și atunci, atunci e singura. Jucați bă, teatru în privat. Da, și e singura posibilitate de a putea să jucăm împreună, fără să încurcăm instituțiile unde suntem angajați. Ca să înțeleg, Vlad Zanfirescu este angajat în acest moment cu carte de muncă la Teatru Bulandra. Mm -hmm. De când? Din 97, de când am terminat facultatea. A fost primul tău contract. Da. Și de atunci n-ai plecat din teatru, ai avut nu. toate funcțiile posibile. Adică ai fost. Funcții actor. Funcții funcție, am. Uh... Sau, mă rog, ai, ai ocupat toate da. meseriile da. posibile. Da. Ce n-ai fost? Suflări, presupun. Ba, i-am ajutat pe colegii mei. Ai, -ai fost și suflăr, nu am <laughs> greșit. Ce n-ai da. făcut? Curat, sigur, ai făcut că te știu. Ești genul care, dacă ceva da. nu-ți convine, sigur ai făcut. E ceva din meseria asta într-un teatru pe care nu l-ai făcut încă? regizor, sigur, de condus teatru, iată că faci asta și foarte bine pot să spun pentru că revin a seara, la altă seară, am fost la teatru, la sala de la Grădina Icoare și era lume și pe trepte și pe, peste tot, adică nu aveai dacă vă la toaletă, trebuia să aștepți până la sfârșit asta da. e extraordinar bucur, e un lucru -am bucur. minunat ți-am ți -am trimis da. poză cu da. coada de la intrare da. era da. coadă de 20-30 de metri de oameni stând unul în spatele celuilalt ca la carne în vremea lui Ceaușescu să intrăm la un spectacol ce e, frumos, ce frumos. e un lucru extraordinar Bun. Revenind, e ceva în teatru ce n-ai face sau n-ai făcut? Nu. Nu -am, am, nu am Nu e nimic din meseria asta rușinos. Nu cred. Nu cred. Nu știu să fac lumini, nu știu să. Uh, e altă meserie, nu, nu știu să fac sunet, dar. Uh, nu, nu, nu m-aș da alături dacă m-ar învăța cineva. E, mă, e ceva ce face parte din întregul. Adică, la 40 de ani, te ai apucat de o chestiune, deci ai învățat să faci. Dacă e obligatoriu, dacă trebuie să facem asta, că altfel nu funcționează spectacolul, sigur, ajut cât se poate. Evident, trebuie să meargă treaba înainte, să faci spectacolul. Um, care dintre. Uh, sigur, o să fie greu de răspuns la întrebare. Asta e ca și când ai spune care din copiii tăi pe care îl iubești mai mult, care din spectacolele pe care le-ai pus în scenă este mai aproape de tine? Uh, nu cred că stau așa lucrurile. Cred că. Uh, Eram sigură că nu o să răspuns la întrebare. Da. Asta că e ca și când mi-ai spune că băiatul e cel mai mare, mai talentat. Cred că decât fiecare filmul. a fost la momentul respectiv. Uh, atunci când, a, când uh, a fost creat, când s-a născut. <coughs> ăla era cel mai important și cel mai obsedant și, uh -huh. uh, în urmă, a un nou copil. O altă repetiție, un alt spectacol. Și primul copil. A rămas acolo de suflet, dar a, atenția mea. A, 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 Cam cât. ce vârstă are un copil piesă de teatru? În general, două-trei luni, cât, cât se concepe, cât până mm -hmm. se naște. Și după aia rămâne. Rămâne. Uh... Atenție acolo, pentru că um, tot timpul mai cauți, mai vrei să mai, mai îmbunătățești, să nu mm, ești mulțumit de ce ți-a ieșit în totalitate. Ai părți unde simți că mai poți să mai, mai, mm -hmm. mai vii cu ceva în plus. Și atenție încă acolo. Cine ți-a dat sau care a fost cel mai important sfat pe care l-ai primit în viața ta de artist? Probabil ca multe, dar unul care vine acum la, la prima mână, așa, de la Ion Cojar, e... e... Nu uitați că adevărul tău e în celălalt. Apropo de meserie, de actor pe scenă. Uh, nu, uh, nu, să, 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 nu, asta era ideea principală, să nu rămâi cu atenția pe tine, ci să, 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 să nu uiți că acolo, acolo trebuie să, acolo găsești toate răspunsurile, în celălalt se pare foarte important pentru că te și eliberează de presiune, nu mai ești cum e cum eram, ne vedeam din afară și încercam tot timpul să vedem cum, 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 cum mă văd eu, cum te ușurează, îți ușurează munca. Și încep să urmărești scopuri reale și adevărate. Cum facem în viață natural, când căutăm în celălalt să-l modificăm, să-l influențăm, să-i spunem să, să 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 îl aducem unde vrem noi să-l aducem. De fapt, nu facem nimic decât să creăm o, încă o disensiune. Oamenii nu se schimbă fundamental. Sau se schimbă în conjuncturi. Da, da. Sau în timp. În timp și puțin. Pentru că am ajuns la oameni. Ce fac băieții tăi? Ce vor face băieții tăi? Uh, bine. sau uh... <laughs> S-au de sală, ceea ce... Mă bucură. sunt mici pentru asta? Ba, sunt puțin mici, dar nu vor să facă sală de să se devină culturiști, ci pur și simplu să se mai întremeze puțin, sunt destul de firavi, cred că au înțeles și ei acum asta, mai ales cel mare, Matei, și a fost o lui, a zis vreau să, mai, să, mai, să mă mai întremez un pic. Pe ce domeniu crezi că merge Matei? Nu da, dau seama, e la Tonița. Ah, uh, e artist. Da, deocamdată pictează uh, și uh, pictează foarte frumos. Uh, cel mic Ștefan e atras de uh, de tobe uh, uh, uh -huh. cântă, acum bate tobele săptămânal uh, într-un festival uh, și cu basketul deci cel mic e mai pe sport, cel mare e mai pe, mai pe artă Vlad, dragă, având în vedere că ești fiu de actor, frate de actriță și profesoară de actorie ce reacție ai avea dacă Matei sau Ștefan ți-a spune, tata vreau să fac să fiu actor <laughs> Aș vrea să încerc să nu-l influențez. Uh, aș vrea să fie în totalitate decizia lor sau a lui. Uh, e târziu cred, cred... acum la vârsta lor? Tu la vârsta asta N deja fierbeai, făceai pantomimă, mergeai la concursuri. Nu e târziu? Nu-mi dau seama. Uh, nu, nu cred. Am, am avut colegi care s-au apropiat de actorie la 18-19 ani și au devenit niște actori extraordinari. Deci depinde de fiecare. Nu cred că e o regulă. Trebuie neapărat să fii de la 10 ani. Um, dar nu i-aș încuraja. Adică, de ce? Pentru că mi se pare că uh, ca părinte am datoria să le arăt 10 drumuri, să le arăt 10 feluri de mâncare și să ei să aleagă ce vor să mănânce. Nu cred că trebuie să le zic eu asta e mai bună, ia o pasta. Eu sunt dator să le arăt cât, să le dau cât mai multe opțiuni, să le arăt cât mai multe feluri și ei să se hotărască. Așa cred că ar fi mai fericit. Așa fern. a fost la tine, oare? Mm. Nu știu dacă la că mi-a avut această preocupare. Cred că el era foarte uh, prins în, în munca lui, uh, filma enorm, din câte țin eu minte, mai ales în perioada aia când am venit eu în București, în clasa 8 -a, uh, nu cred că a avut timp să se gândească uh, ce opțiuni. Uh, cred că era mai mai degrabă preocupat în perioada aia să, să mă duc la școală și să-mi să termin, uh, să termin liceu, pentru că eram deja așa de prins de teatru podul și uh, ce se întâmpla la Nauma acolo, încât începusem să neglijez școala. Și atunci el era atent să se termine școala cu bine. Ce te învață școala? Ce îți ce face școala de, da. de teatru? Ce lucruri extraordinare? Sau de ce este obligatoriu să treci printr-o școală ca să fii actor sau nu e? Ai văzut oameni talentați care nu au făcut școala de da, actorie? Da. da. Uh, pot să spun în, ca, în ce mă privește, ce, ce, ce mi s-a întâmplat mie în școala de teatru, alături de, 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 de domnul Cojar. Uh, am avut senzația, nu știu dacă e un, un adevăr sau. Am avut senzația că. Uh, în acea școală m-am decompus și m-am recompus până la finalul ei. Am avut senzația că lucrurile pe care le făceam inconștient până atunci din naturalețe, din normalitate uh, uh, am început să le conștientizez uh, prin tot ce se întâmplă acolo și toate, toate discuțiile cu, cu, cu domnul Cojar și cu ceilalți profesori. Uh, și nu, nu sunt singurul că discutam asta cu colegii mei, nu sunt singurul care că, că singur că te prin asta. Țin minte că vorbeam cu colegi de-ai mei uh, care, care la fel, ce, m am zis că nu mai pot să zic da pe scenă, normal, să zic bună ziua. Uh, uh, mă aud altfel, mi se pare că nu sunt eu, mi se pare totul fals, nu mai pot să mâniș cu o mână pe scenă și eu, orice dat de mână mi se pare prost, mi se pare greșit. Și era așa o vraiște în capul nostru uh, pentru că începeam să. Ne cunoaștem instrumentul și mi s-a spus că așa se va întâmpla, că până începi să cunoști fiecare clapă de, din glas, din gestul, din corp, începi să le conștientizezi și până începi să le folosești, dar de data asta conștient, nu ca până atunci instinctiv, instinctual. Și am avut această recompunere până la finalul... Școlii. E un experiment interesant uh, uh, și cred că mulți au trecut prin asta. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt talentați și pot juca fără să fi trecut prin anii de școală. Cât e de important studiul în meseria ta și cât e de important ceea ce ai primit deja, harul, talentul? Cred că sunt complementare. Cred că sunt complementare. Uh stau și mă uit acum la colegi care erau extrem de, de hăruiți și uh, școala n-am avut sens că i-a ajutat enorm. Sigur că i-a făcut mai conștienți de ei și așa. Eu n-am văzut diferențe majore. Uh, și am, am văzut și cazuri unde școala s-a a, -a văzut o creștere puternică în, în perioada facultății. Uh, tot așa, depinde de unici sau din potrivă, am văzut cazuri în care școala nu a ajutat cu nimic, și persoana respectivă a și renunțat pe urmă la, la școală, nu s-a zis în confort, n nu era și școala, nu era probabil pentru meseria asta. Revenind, nu mai există neapărat sezoane acum în teatru, în film. Practic, jucați? Aproape tot anul. o stagiune. Aveți niște stagiuni. Care se termină undeva Dar teatrele independente continuă să facă și peste vară? Vara e un moment bun? Mult mai puțin. Mai puțin? Mai puțin. Sporadic și nu se poate. Cel puțin ducată să fie o constantă. În august, de exemplu, eu joc... O dată sau de două ori. Sunt două spectacole separate. Da, N -a -n -a. Dar erau ani în care iulie și august nu era nimic. Era închisă Și definitiv. acum e destul de... Noi am forțat puțin la Bulandra pentru că cererea e foarte mare și am împins stagiunea până pe 16 iulie. Anul trecut am jucat până pe 30 iulie. Și am Iată. zis doar august este perioada de, de concediu și am reluat în septembrie undeva foarte devreme. 4-5... Și a funcționat. A funcționat, a funcționat. Dar... Se simte, în va, vara se simte că lumea își dorește și altceva. Vrea să iasă la terasă, vrea să. Mă apropo, arăt, de ce dorește în concediu. Lui, apropo de ce își dorește publicul? Ce vrea, de fapt, să râdă sau să plângă? Ce își dorește? Să fie surprins, să fie furios? Care e. Cresc, sigur, ce rețete, sunt sigură că nu le ai. Nu. Dar ce prinde? Ce ai observat? În, că iată, ai câteva zeci de ani de experiență. Din start simt că lumea parcă e mai atrasă de comedii, dar atunci când le dai ceva foarte bun și ai norocul să le poți să le oferi un spectacol bun, care nu e neapărat o comedie, de foarte multe ori văd în ochii lor, ai spectatorilor, că sunt extrem de plăcut impresionați când acolo e ceva ce îi atinge, ce îi ce marchează, ce uh, îi face să, să, să se uite cumva în, înăuntru lor și să aibă o introspecție, zică, exact așa e și la mine. Uh, sau, mă rog, uite, acolo și eu mă regăsesc. Să se regăsească. Uh, care este cel mai generos om cu care ai lucrat, care te-a ajutat, care te-a... Te nu vreau să rănesc pe nimeni, dar... dar răs... poți să-mi treci în revistă câțiva. Da, sigur, toată echipa cu care lucrez la, la, deja de ani de zile, de la All inclusiv, la Dei Bătaie, uh, ne simțim... Adică e... acești colegi de generație da, despre care spuneam. Da, spun da. Eu. eu am trăit cu ei o chestie absolut senzațională uh, uh, pe care nu știu dacă aș fi putut să o trăiesc în alt context. Dacă nu erau ei. Uh, am creat o scenă extrem de grea de la sfârșitul spectacolului de bătaie, când suntem toți la interviu, la, în fața televiziunii, mă rog, dacă îți mai aduce aminte, Știu exact când sunt scene, o scenă foarte grea, pentru că fiecare are intervenții, fiecare are cât un monolog, se ceartă, se împacă, discută cu o altă persoană, e o, foarte greu de construit. Grea, o scenă mare și lungă, o jumătate de oră are. Și eram terminați pentru că scena, noi nu reușeam să ne adunăm. Pe urmă, în, afa, în, rest, în afara scenei este mai erau câteva scene de câte doi. Alea au fost simplu de făcut, mult mai simplu. Uh -huh. Ne întâlneam când putea fiecare. Aici nu reușeam să ne adunăm. Toată lumea e foarte ocupată. Foarte greu am reușit să fim toți șapte să repetăm această scenă. Bun, se apropia prima Scena nu era încă gata. Noi o făcusem doar la lecturi la masă, încă nu era ridicată. Efectiv, nu era construită. Și am reușit performanța, după părerea mea, uh, uriașă, să ridicăm această scenă în, hai să nu mint, 5 zile. 4 sau 5 repetiții cu totul. Ceea ce, în mod normal, asta e o scenă care trebuia ridicată în minim 2-3 săptămâni. E o grea, importantă a spectacolului și e foarte dificilă pentru că nu, nu se improvizează nimic acolo. La cum scrie Alex Popa, totul e la virgulă, nu se schimbă vreun cuvânt, nu mai intră altceva că vrea el sau că... Nu, totul e așa cum e, matematică pură. Și am reușit, datorită lor, pentru că am avut actorii ăștia extraordinari, după părerea mea, și care au înțeles și au percutat, au, au lucrat împreună știindu-se atât de bine, Perfect. Pentru că sunteți ca niște frați. Da, deci Sunt, în... uh, și se vede că e o chimie între voi, vă Nu, nu mi-a venit să cred, nu a M-am uitat, wow, în 5 zile și ne-a fost gata. Cu textul știu dinainte, evident că noi repetaserăm, dar doar așa, la nivel de intenții și... Interesant, foarte interesant, pentru că, de fapt, aici este despre, în momentul în care ești contratimp, este despre, și nu mai e doar despre ce dai, și despre ce primești. E De asta am întrebat, dacă în teatru e importantă generozitatea. Evident. Te simți bine când ai un partener bun și care uh, uh, are încredere în tine și îți dă. Și e generos. Dă. Ce înseamnă să-ți dea? E, 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 e acolo cu tine și te sprijină, te susține, creează împreună cu tine o poveste. Nu, nu Simți că nu joci la perete, că nu tu ce în să dai cu capul. Nu, ai un om cu care împreună construiești ceva. Aș vrea să te întreb, uh, mai sunt câteva minute din interviul ăsta absolut spectaculos, aș vrea să, să te rog să facem un soi de ghid de bună purtare sau de reguli de bună practică la teatru. Ce e de făcut <laughs> și ce nu e de făcut în sala de teatru? Uh, în Ungaria, mai nou, Vine un actor în fața spectatorilor, un actor care nu joacă în seara aia, în general, și le explică așa. Bine ați venit la teatru, bună seara, ne bucurăm că sunteți aici. După cum știți, sau majoritatea noastră știu, telefoanele trebuie închise. Ne avem voie să vorbim și începe să explice ce trebuie să facă un spectator din stat, ceea ce mi se pare... Foarte interesant, pentru că am senzația că la noi banda aia care curge, închideți-vă telefoanele mobile. E inutilă. De, e inutilă, noi o dăm cel puțin. Ce te de trei deranjează ori. cel mai tare? Că îi sună unui spectator telefonul? E foarte deranjant și nu neapărat pentru mine, ci pentru. îmi dau seama cât de tare îi, îi scoate din, din poveste pe ceilalți spectatori, pe restul de lângă el. Pentru că noi ne chinuim uh, după, după un o jumătate de oră în care îi băgăm în poveste și să zicem că am reușit să-i scoatem și să fie acolo cu totul, deodată vii tu și mi-l scoți pe, pe spectatorii, dai un shutdown, îți sună telefonul. Mi se pare ne nedrept, de nedrept, mă simt, simt... Un acces de tur să vă deranjează? Am pățit, am pățit, da, evident. E deranjant, dar acolo foarte... Ce poți să faci dacă așa i s-a întâmplat omului nu e plăcut, dar e de înțeles. Comentatori? Uh, au fost, au fost, au fost câțiva. câțiva. Uh, uh, am avut o poveste la teatru Act senzațională. Uh, Teatrul Act știi despre ce vorbesc. ca uh, mic? Da, omul, 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 omul spectatorul la distanța asta. Și noi eram în scenă, jucam American Buffalo cu Gigi Frim și cu Vizante și văd în primul rând la distanța asta de mine un spectator care își duce telefonul la oreche, mă și Mirca avea semnal acolo la teatru și zice da, da, da. Ne-am blocat, ne-am oprit din ce jucam, nu vrea să cred, adică distanța atâta... Toată sala era blocată pe el, da. Dar simțeam și un fel de timiditate la el, un fel de... Da, da, da. Și a durat, nu știu, 15-20 secunde. Da, și la final, bine, mulțumesc a închis telefonul, s-a uitat la toată sala care au cu ochii pe el și a zis, mă scuzați, era șeful, n-am putut să nu-i răspund. <laughs> a luat aplauze, adică a fost atât de simpatic și de drăguț și de... Ne-am dat seama, era între... Nu știu, eu spun asta, angajat, n n-avea ce să facă omul, n-a avut, a trebuit să răspundă. Deci mai sunt și situații de astea. Dar în general e plăcut, e neplăcut când, când auzi că ce este cel mai uh, înobilator, Ce crește cel mai mult în sufletul unui actor? Aplauzele, uralele, uh, faptul că publicul e în picioare. Ce reacție să ai atunci când se întâmplă ceva și e un moment de respiro și oamenii poate nu știu ce să facă. Știi ce te întreb? Da. Pe mine mă impresionează foarte tare atunci când la finalul spectacolului uh, la aplauze regăsești în câteva perechi de ochi Uh, revelația. Când îl vezi pe om că nu doar că aplaudă de complezență sau de bucurie sau uh, uh, excitat de ce a văzut, ci că uh, simți că a avut o revelație. Și că a avut... Un, 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 o transformare. Atunci cred că se întâmplă catarsisul. Atunci cred că acolo pe mine mă, mă, când văd asta mă, mă, mi se pare maxim din, din, din ce pot trăi. La finalul spectacolului Lumea lui Frank am întâlnit un cetățean care venise de la o multinațională în costum și a ieșit din toaletă plângând. Nu se putea opri din, a, din plâns. Și zice, am venit pentru că auzise interviul pe care îl făcusem cu tine și cu Ștefana la radio și am venit că nu aveam nimic de făcut în seara asta. Era o vineri când voi ați venit. Seara a fost uh, spectacolul. Mie mi s-a părut incredibil și eu am simțit așa doar că eu n-am putut să plâng în felul acela. Deci, un bărbat în toată regula care nu se putea opri din plâns. Pe mine m-a bulversat, am vrut să-ți spun și uite, îți spun și aici ca să rămână că slavă Domnului YouTube-ul e mare și suportă că a fost un, un, moment absolut spectaculos. În ce altceva sau ce crezi tu că a avut, are lumea, în lumea lui Frank și n-au altele? Uite, numai cum mi-ai povestit și mi-au să aminte are monologul ăla de la final pe care uh, Adrian Titian le zice absolut senzațional, în care vorbește de fiul lui și zice acolo o frază de simplă și de frumoasă, dar până atunci nu la singur. Uite, și acum când, când, când mă, mă, Pentru că ești tată. Da, nu, e, mi se pare așa de frumos scris și așa de frumoasă povestea și așa de încât în, cred că n-are cum să nu te atingă, iar Titieniu face absolut senzațional. Da, și el plânge și noi plângem da. și pentru că tot nu vreau să spun. Tot nu, nu vreau ne să Ne duci într-o direcție și după aia da, da. E așa de frumos teatru, e așa de frumos textul ăsta și voi vă jucați și sunteți minunați, felicitări. Bun. Revenind, la reguli de bună cuvință și de bună purtare la teatru. Aplauz când simți? Nu se bea bere. <laughs> nu se bea bere, nu se mănâncă popcorn, nu suntem la film, nimic. Da, asta nici nu se întâmplă, mă glumesc. Da. Uh... Mai spune, dar cred, pot cred să aplaud se, cred, când simt? Cred că da, cred că aplauzele uh, sunt semn. Pot se să râd oricând, mi s-a făcut semn la un moment dat. Eu sunt o tipă care da. râde cu toată inima și cu toată nu. pofta. Mi s-a făcut semn, de râs prea tare. Există? Te deranjează? Nu văd, Dana Dogaru mi-a spus nu văd, la o piesă: da, Nu văd de te -am ce nu. Te-am auzit, auzit, eu, te -am auzit și eu, auzit da. Da. tu? iată. Nu văd de ce nu. Dacă... Te deranjează? Nu, absolut deloc. Pentru că omul reacționează la ce vede, nu e în altă poveste. Nu râde de ce a zis uh, soțul de lângă. Că atunci ar fi deranjant. Dacă râde în context, râde, râde legat de ce vede, nu, nu văd unde ar fi problema. Dar, în general, lucrurile astea se. Uh, se unesc în public publicul devine, cum am spus mai devreme un, un, un animăluș comun uh, și se unesc se echilibrează uh, in, emoțiile, inteligențele se a, a, cred că asta e și bine se uniformizează în sensul bun în sensul că se și ridică la unii Cred că asta e și un efect bun al teatrului. Faptul că stai în mulțime cu 400 de oameni și vezi că cineva reacționează la ceva la care tu ori n-ai fost atent, ori n-ai înțeles, ori, din diferite ai o trezire mică. Bă, de ce, de, ce, de ce ăla a râs și eu nu m-am prins? Ce, ce, ce mi-a scăpat? Și începi și... A, îți ridici și tu nivelul. Dacă n-ar râs degeaba, evident. Dar... Uh, uh, Cred că e un efect, face bine, face bine teatru, face bine această uh, a, a, adunare a oamenilor uh, deodată, 400 în sau energie. în aceeași, da. Sunt de da. acord. Uh, ai fost o dată foarte jos, dezamăgit și uh, ce te ajută când ești, când nu vrei să pleci de acasă, când nu vrei să te duci la teatru, când nu ești bine? În general mă duc cu drag. În uh, general te duci cu... Cu drag. Da. Dar. Am, sigur... Mi s-a întâmplat să fiu foarte obosit. Mi s-a întâmplat, am, uite, luna trecută -am, am avut. Nu despre oboseală, e ci despre starea ta interioară. Când nu mai ai, ți-ai pierdut vreodată motivația să te duci la teatru? Nu. Doamne, încă nu. Încă, încă, încă mă duc cu drag. Am avut seri grele, seri în care, cu mai devreme eram foarte obosit, dar nu. nu... să nu mai am chef. Încă n-am pățit asta. Ce sfat ți-ai dat tu, ție, dacă te întâlni cu Vlad care are 17-18 ani. Ce crezi că ar fi fost bine să știi atunci? Să... să înțeleg, să înțeleagă Vlad de atunci mai repede că lumea e mult mai mare decât își imaginează el. Adică ce credeai, că e ca o cutie cu bomboane, cum zice... Reușeam să o văd uh, doar din uh, adevărul meu mic și subiectiv și să cred că ai lumea toată. Atât am, cât mă interesează pe mine, atâta și există. Da, păi nu, Forrest Gump zicea or... că life is like a box of chocolate, da, da cu o cutie da, de da. ciocolată. Nici tu nu erai departe, nu? Da, da, adică... Să deschid un pic ochii mai tare mai devreme. Nu că acum aș avea deschiși de tot, dar să-mi să, să dau seama că sunt, sunt multe lucruri pe care nici măcar nu, nu le cuprind, nici măcar nu le înțeleg și nici măcar nu le văd. Știi că trăim într-o perioadă în care se vorbește mult despre sănătate mentală, despre frici. Ai vreo frică? Ai momente de panică? ți-e teamă de ceva? Și cum ești din momentele astea? în general sunt destul de ipohondru și am e teamă de boală când, când sunt bolnav am, am, fricile mele meschine și mici evident dar le avem toți, noi i și Da, da, uh, <laughs> Mi-e teamă de, de eșec. Uh. și asta e a tuturor, da. toți avem da. Să dezamăgim, să eșuăm să... Da Dar n-ai avut niciodată nevoie de un sprijin În sensul de un psihoterapeut Care să te ajute Poate că am avut nevoie, dar n-am curaj să mă duc Sau uh, Nu s-a născut Momentul Nu m-am dus încă Și cred că mi-ar fi făcut bine, dar uh, Încă n-am ajuns acolo ce reacție ai cu că suntem într-o perioadă în care ura este aproape epidemie globală? Cum răspunzi la ură sau la uh, lucrurile care n-au legătură cu realitatea? Știm bine despre ce. Ce ah. reacție ai? Cred că am un sistem bun de apărare. Uh, instinctiv, natural. Uh, Citești comentarii răutăcioase. Îmi place să ignor și să ignor de adevăratele, nu să mă fac că ignor. Adică să înțeleg omul, domnule, are altă părere despre ce vede și dreptul lui, lui nu i-a plăcut, mie mi-a plăcut, nu râdem la aceleași glume, suntem diferiți. Asta e viața, cred că mă, mă, pot și amuza. Dacă eu cred în ce fac și altul vede și zice că e o prostie, ce nu e părerea lui, e... e... Așa stau lucrurile din punctul lui de vedere. Ok trecem mai departe. Chiar mi-ar mi -ar face plăcere să putem să, bea, să bem o bere împreună și să mă râdem pe alte teme. De ce? de ce trebuie să gândim toți la fel despre subiectul ăla? Yeah. Am avut o, 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 o discuție cu o, o, o prietenă bună de-a mea, cu ceva ani, uh, uh, apropo de un spectacol. Am văzut un mm spectacol. -hmm. Uh, ei nu i-a plăcut deloc, mie mi-a plăcut foarte tare. Și... <laughs> ne-am așezat la masă și am zis, am înțeles, și părea ta, nu, nu mi mi Așa, hai să trecem peste, hai să trecem peste și am schimbat subiectul. Pentru că chiar nu mă interesa, nu, mi-am dat seama că nu pot să schimb, nu pot să schimb ei nu-i plăcuse profund. Și așa s-a oprit din discuție, pe un alt subiect, s-a oprit din discuție și mi-a zis, adică tu mă crezi pe mine proastă? Nu mă zic, nu, am înțeles, tu ție nu ți-a plăcut ăla, nu te judecă în niciun fel. mi-a plăcut foarte tare și mi-am dat că nu poți să te convingi, că n-are rost să te convingi de ce era bine. Trecem peste, așa am văzut lucrul la amândoi. Punct. Um, aș vrea în final, că nu mai sunt foarte multe minute, am depășit deja ce îmi propusesem, dar e mai puțin important. Aș vrea în final să încercăm să le spunem celor care încep acum uh, o carieră sau își doresc. Spuneam că sunt din ce în ce mai mulți tineri care sunt atrași. Știi cum e? A fost moda IT-ului, toată lumea voia să facă uh, informatică, să devină artiști pentru că erau foarte bine plătiți. E un soi de uh, val de tineri creativi care își doresc să lucreze în uh, zona asta a artistică, a artei vorbite, jucate. Uh, e un miraj. Teatrul, filmul sunt doar niște uh, momente din viața fiecăruia sau uh, sunt niște lucruri extrem de serioase la care trebuie să muncești ca să devii creativ? Ce sfat ai da unui copil, unui tânăr? Copilului tău, dacă ar veni să-ți spună vreau să fiu actor, vreau să fiu regizor, vreau să fiu scenarist? Ai face asta zilnic șase ore? fără să simți că e obosit și mâine luat-o de la capăt și te-i pune singur ceasul pentru că nu vrei să întârzi? Dacă, dacă e așa, poate fi drumul corect. E despre rutină sau e despre bucurie? Păi, sigur, bucurie. Nu, 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 e, nu mă obligă cea din moment ce eu îmi pun ceasul, pentru că nu vreau să întârzi, pentru că îmi place ce se întâmplă acolo, îmi place ce, ce descoper. Când s-a dus timpul de repetiție, când ne da afară, pentru că urmează să se joace mm -hmm. la asta, îmi pare rău. Aș mai fi stat o jumătate de oră. Dar asta e, trebuie să plecă, să, să urmează la sală spectacol. Dăm niște sfaturi. Ce, ce e de văzut vara asta? Sau toamna asta. Teatru și film. să fac o listă. Eu, mie, eu, <sus> om care sunt în momentul ăsta pe canalul păcate, de YouTube. Din păcate, a, 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 văd foarte puțin pentru că jucând atât de mult, nu mai apuc. Pot să zic ce-am apucat eu să văd bun în ultima perioadă și, de exemplu, un serial care e deja de 3-4 ani pe pe HBO GO, succesiunea. După părerea uh -huh. mea, absolut minunat. A luat toate premiile absolut posibile. Absolut minunat și mă uit cu, cu o plăcere și revăd cât un episod de două uh -huh. ori pentru că mi se pare fabulos. Um... Uitați-vă la un serial interesant, succesiunea. Mai departe, un film, o piesă de teatru. În care joci sau nu? Trebuie să le spunem oamenilor că sunt soluții. Sigur, sigur, sigur. Am văzut de curând la, la Odeon... Uh... Uh, un spectacol făcut de uh, Măzgăreanu. Uh -huh. uh, Alexandru Măzgăreanu. Da, de Alexandru da. Măzgăreanu, cu Carmen Tănase și Adrian Ditieni în rolurile principale, unde amândoi sunt extraordinari, vă recomand cu drag uh, cu frică de Virginia Ulf. Bun. Da. Uh, Dai bătaie. Ale Alexandru mele n-am voie să zic eu de ale De mele. ce n-ai voie? Îți spun nu. eu că e un text excepțional, <laughs> iar regia este exact cum ai spus mai devreme despre Ciulei. Dacă n-aș fi știut că e regia ta, n-aș fi crezut că e acolo mâna ta. Pentru că te-am văzut pe tine mai degrabă ca politicianul din scenă decât ca regizorul. Că joci un politician. Acolo. Da, da, da. Așa, atât am voie să spun. Da. Alte texte spectaculoase. Lumea lui Frank. Metropolis. Metropolis, excepțional. Pe o pânză de păianjeni despre care eu și familia mea am vorbit două săptămâni după ce am văzut. E cap o capodoperă. Iar Miță ne-a făcut cadou ăla superb împreună cu Teodora. Da. da. Dar nu spune mai mult că s-ar putea să se înțeleagă niște lucruri. Oamenii trebuie să vadă pe o pânză de păianjen. All inclusive. Primul nostru un proiect împreună. Așa. Ce n-am mai spus din lucrurile pe care le faci tu în mod magic? Efecte A, colaterale Seb la nuntara? Sebastian, acolo unde... Steau fără nume? Fără nume, Mihail Sebastian, spectaculos. Și Teodosiu, și Diana, ce frumoși sunteți. Și Titieni, și da, Adi Vasluian, și Andi, acum mai nou, și Geo Costin. George Costin e la mm -hmm. dublu cu Andi. Așa. Gabi uh... Batavu, Eva Cosac. Da, vezi, nu știu da, pe toți. Da, sunt da. și o limitată. Efecte colaterale la notara. Da. Uh, sunt multe, multe. Dar uh, ai recomandat. Cu e frică de Virginia Woolf la Odeon? Da, bine, pentru... să nu vorbesc de mele, că... Na, așa e. Cum e toamna asta? Uh, după luna de pauză, de august, uh, o să reintră uh, și cu nou spectacol, cu lumea lui Frank, uh, după care urmează să încep o provocare mare la Bolandra uh, cu premiera, nu vă dau, nu vă dau uh, nume, cu premiera sfârșit de. mijloc de decembrie. A, ah, deci uh, proiect nou la Ulaandra. Proiect nou? În care... care și joci sau ești regizor? Doar joc, joci. Joc. Okay. Bun. Uh, cât ești de activ, care e legătura ta, care e relația ta cu uh, social media? Destul de puțin, destul de mică. Nu mai am timp. Am, am întâlnit pe cineva acum care s-a oferit să-mi uh -huh. să controleze și să-mi conturi. Să am încredere? Am încredere și i-am dat mâna liberă deocamdată să se ocupe un pic de paginile mele. Sper să funcționeze, nu, nu prea am timp și nici nu mă pricep foarte tare când, când simt că prim Din când în când postez pe Facebook, din când în când îmi place să... Ultima întrebare, promit. E ceva ce ai dori și nu ai? În afară de timp? <laughs> <laughs> nu am gândit așa. Nu am, nu am un vis ascuns. Nu am... Uh, uh, cred că sunt destul de echilibrat acum eu cu mine. Uh, N-am ceva să-mi doresc să zic și nu am. Dom'le, mor dacă nu... Nu. Nici măcar o vacanță? Mai asigur, sigur. asigur. Aia aia Mulțumesc, e. Vlad Firescu. Îl găsiți, e activ, e peste tot. A fost așa, un fel de poveste a unei cariere: că viața și cariera, cel puțin la Vlad Firescu, se cam confundă. Da, se, se. E multă viață în carieră acolo și, și, carieră, și carieră în viață. De la 10 ani a început fiind pantomim și mai are multă vreme de arătat și de demonstrat. Ca de obicei, dacă vreți să aflați care e următorul invitat de pe scaunul ăsta aici în Magic Life, nu te-am întrebat ce înseamnă magie pentru tine că ești la Magic Life. Dacă în viața ta există un strop de magie și de unde vine? Da, am senzația că, de, de foarte multe ori, am senzația că sunt, sunt foarte norocos. Și viața îmi confirmă mereu... So Prieten, you do believe pri, in magic. Pri, da, prietenii mei și râd de mine, Alex Popa râde cel mai tare, pentru că când sunt cu tine în mașină, totul ne este. Găsesc locul de parcare exact în fața magazinului, mă duc la restaurant la un restaurant rezervat complet, intru nonșalant și găsesc cea mai bună masă care tocmai atunci s-a eliberat și nu odată, adică s-a întâmplat asta de foarte multe ori și mă și amuză, adică cumva, acum am zis că e natural să fie așa și că nu se întâmplă așa, mă și mir, hum, uite că nu mi-a ieșit de data asta îți mulțumesc foarte mult <laughs> Vlad the Magic Man Zanfirescu a fost aici la Magic Life nu uitați să subscribe acolo sus să vedeți care sunt următorii oameni ce vin în Magic Life mulțumesc eu! eu mulțumesc! mulțumesc magic life